Bună, dragii mei, bună suflete faine! Vreau să facem astăzi o etalare pentru tine și persoana specială din mintea și sufletul tău, indiferent că tu mai ești cu acea persoană sau nu, indiferent că ați fost cândva împreună, că nu ați fost, și doar acea persoană trăiește în mintea ta, Indiferent de situație, probabil că aveți voi acolo pe cineva special la care vă gândiți și ați vrea să știți ce mai face, cum este, cum va evolua relația în cazul în care sunteți încă împreună, dacă va merge către ceva frumos sau dacă drumurile voastre se vor separa la un moment dat. După cum bine știți, tarotul nu prea ne arată cu certitudine viitorul, ci pur și simplu ne arată o cale o cale, da? Adică dacă noi urmăm ceea ce facem acum în prezent și nu ne răzgândim, probabil că vom merge în acea direcție, dar, na, lucrurile se pot schimba între timp. Energiile circulă, se mișcă și totul se poate schimba. Bun, haideți să vedem tu și persoana specială din viața ta, din mintea ta, din sufletul tău. Indiferent cum mai sunteți cu acea persoană sau nu. Trecut, prezent și viitor. Ok? Haideți să vedem, să vedem. Și acum să încercăm să extragem câteva cărți doar pentru a-mi forma așa o idee, o energie generală și vedem ce vor cărțile să ne arate, ok? În legătură cu această conexiune specială, așa cum îi spun eu. Mar și greu de amestecat, dar. Uite, mai că nu vrea să iasă nimic. Ok. Hai să văd. Au și mai multe, dar nu-i bai. Mm. La capătul acestui oracol avem numărul 46. Petrece timp de calitate împreună cu persoana iubită sau deci, în cazul în care sunteți împreună, încă cu acea persoană, cărțile spun că ar trebui să vă petreceți timp de calitate împreună, adică să apreciați fiecare moment. Să, să aveți grijă la acțiunile pe care le faceți în legătură cu acea persoană, pentru că ele vorbesc de la sine. Uh -huh. Și dragostea este peste tot, în jurul tău, ok. Hai să văd aici, văd că este o uniune a inimilor, o uniune a sufletelor, numărul 28. Bun, aici avem? Să-ți protejezi și să, să ai grijă de persoana iubită, numărul 10, dacă ne uităm aici avem numărul 28, 2 cu 8, 10, da, aici iarăși avem un 10. Probabil că pentru unii dintre voi lucrurile încep să... Încep să ajungă la sfârșit sau sunteți pur și simplu la o răscruce de drumuri. Ceva a ajuns acolo la final, ceva. Numărul 10, cam asta reprezintă o destinație, un final. Și aș putea să spun așa, trecut, prezent și viitor, da? Trecut, prezent și viitor, că despre asta vorbim. Cumva inimile voastre s-au conectat la un moment dat. Da, cartea asta mi arată că inimile voastre s-au conectat și probabil că pentru unii dintre voi s-au conectat pentru o perioadă îndelungată de timp, adică vedeți voi, aici sunt doi copăcei, da? doi pomi. Păi unui pom câți ani îi trebuie să își formeze rădăcini, să, să crească, să ajungă la maturitate? Probabil că unii dintre voi trăiți această poveste de foarte mult timp. Bun, în prezent, în prezent, uh, cartea asta mi indică faptul că ar trebui să protejați, să-i protejați pe cei pe care -i iubiți, da? să protejați ceea ce iubiți, să aveți grijă de ceea ce iubiți. Uh, că este foarte important să iubești pe ceilalți, dar acum știi cum e, na? aici e vorba de o dragoste necondiționată, mai că uneori vedeți voi dragostea asta necondiționată, nu funcționează la toată lumea. De ce spun asta? Pentru că sunt persoane care așteaptă tot timpul și au așteptări și nu vor să dea absolut nimic dacă nu primești ceva în schimb și tot așa. Dar cele mai frumoase cadouri le primiți atunci când vă așteptați mai puțin și atunci când sunt făcute din inimă și din suflet, da, fără ca voi să cereți fără ca voi să vă așteptați, așa surprizele alea pe care la care nici nu vă gândeați că vor veni vreodată. Iar aici avem numărul 11. A, ești mai puternică sau mai puternic decât tu realizezi? Uită-te înăuntrul tău pentru a vedea puterea ta interioară. Și e foarte interesant. Ce e interesant aici? Pentru că avem numărul 28, numărul 10 și numărul 11. Lucrurile în viitor se vor schimba. Cartea asta e un pic mai rece și mi-arată pentru unii dintre voi o un fel de singurătate, da? Pentru că aici avem o persoană singură. A început totul foarte frumos, cu un cuplu fain, apoi uh, vorbim despre... A aprecia, iubi, iubire necondiționată și a nu cere nimic în schimb, iar apoi vorbim aici despre puterea ta interioară, cât de puternic sau puternică ești tu, ce putere ai tu asupra ta, da? Asupra ta, asupra celor din jurul tău, cât de puternică ești să treci peste anumite lucruri, probabil. Probabil că unii dintre voi nu mai sunteți împreună, da, cu această persoană, ceea ce este foarte posibil. Bun, hai să vedem și alte mesaje. Că am vorbit șase minute pe trei cărticele. Așa e frumos. Bun. Și vom face în felul următor. Da, o conexiune spirituală foarte strânsă între voi și această persoană a avut loc în trecut. Probabil că atunci când v-ați cunoscut sau la începuturi, da? Hai să vedem în prezent Vreau o carte pentru pe prezent. Universul te ghidează spre această persoană specială. Hmm. Uh, dar lasă totul să vină în mod natural. Deci, uite cât de bine se leagă mesajul ăsta cu mesajul de aici, da? Iubire necondiționată, uh, Universul te vrea împreună cu această persoană, dar dacă cealaltă persoană nu își dorește acest lucru, în acest moment, e posibil să existe acel blocaj. Dar, cumva, viața și lucrurile vor merge în direcția aceea. Probabil că aici tu ești persoana aceea trează, da? care vede, care simte, care, dar de multe ori vedeți voi că uh, unul simte, iar celălalt mai puțin. Da. Și atunci dacă nu este egalitate, dacă nu este reciprocitate în sentimentele pe care le avem unul vis-a-vis -vis de celălalt, e destul de greu, că atunci apar rupturi, atunci apar lucruri de genul ăsta. Ce sfat ai avea tu aici? Este acela de a lăsa lucrurile să curgă sau să vină în mod natural. Deci în prezent se pare că universul lucrează pentru tine și pentru a te uni pe tine cu acea persoană specială, dar na, știți cum e. Depinde mult și dacă cealaltă persoană își dorește acest lucru. Și hai să vedem o carte pentru viitor. Ce avem aici? Obstacole. Da, exact despre ce vorbeam mai devreme. Obstacole. Hmm. Încearcă să ocolești obstacolele care vin în viața ta pentru a descoperi fericirea, da? Adică, indiferent cât de... dacă voi sunteți împreună, dacă nu sunteți împreună, voi trebuie să vă continuați mersul, să continuați și fără acea persoană specială, și fără acea ființă lângă voi, da? Pentru că de multe ori, mai ales atunci când, când îți întâlnești sufletul geamă, de multe ori sufletele gemene vin cu o, o karmă destul de grea și nu întotdeauna rămân împreună. Atunci când rămân împreună, e perfect, da? Vedeți cuplurile acelea superbe, care sunt atât de fericite, sunt ok din toate punctele de vedere și îi vedeți peste ani și ani și ani, atunci când ajung la cea de-a treia tinerețe, cum se țin de mână pe stradă și se sprijină și se... există reciprocitatea, ea, da? Foarte... o conexiune așa foarte strânsă între cei doi. Dar vedeți voi că nu întotdeauna se întâmplă asta și de cele mai multe ori există obstacole, există piedici, există lucruri care ne împiedică să fim cu persoana dragă nouă. Bun, hai să vedem și aici. Am ales să, să folosesc mai multe oracule astăzi, nu știu de ce, așa am simțit. Sper să vă placă. S-a întors aici o carte. Uh, Dă-i timp timpului. Ceva de genul ăsta. Deci cartea asta cam așa aș traduce eu: dai timp timpului. Este nevoie de timp, clar. Este nevoie de timp. Sau lucrurile se vor schimba în timp. Pentru a-ți da seama dacă într-adevăr mai este ceva de făcut acolo sau nu. Ce carte avem? Călătorie. Încearcă să fii un pic mai aventuros, încearcă să fii mai deschis. Pregătește-te pentru o călătorie. Văd că e vorba de o călătorie în prezent. Oricineva chiar face o călătorie. Și hai să vedem o carte și pentru viitor. Ok. Uh, reciprocitate. Hm. Exprimăți sentimentele exprimă sentimentele. Dar știți cum e? Acum cartea asta cartea asta s-ar putea să nu vorbească neapărat despre cealaltă persoană, s-ar putea să vorbească despre cei din jurul vostru, adică s-ar putea să vorbească despre altcineva, pentru că aici văd clar că sunt obstacole între voi doi și pe voi vă văd oarecum singuri în viitor, da? fără acea persoană, nu singur, singur, mă refer că nu sunteți cu acea persoană, ca aici întrebăm despre persoana aceea specială. Posibil să fiți cu altcineva, dar uh, nu cu acea persoană, cel puțin așa mi-arată mie cărțile astăzi. Hai să vă și de aici trei cărticele, trecut, prezent și viitor. Este sufletul vostru pereche, uite ce frumos, da? Această persoană este sufletul vostru pereche. Exprimă-ți dragostea. Da. și wedding, foarte interesant. Da, vedeți voi, pentru unii e bine, pentru alții nu e bine. De aceea am și încercat cu mai multe cărți de oracol pentru a vedea cum, cum stau treburile. Pentru că de ce? Unii mi arată, pentru unii mi-arată singurătate de parte de acea persoană, pentru alții mi-arată faptul că veți fi cu acea persoană, da? la un moment dat. La un moment dat. Și că va apărea reciprocitatea asta în iubire. Adică exact despre ce am vorbit mai devreme. Uh, uneori rămânem cu acea persoană specială, alteori nu. Da? Unii rămân, alții nu rămân. Și văd că aici lucrurile sunt cumva împărțite. Bun, haideți să vedem ce, ce cărți avem. Ce cărți avem din tarot? Să vedem tarotul ce ne spune. Și vom face în felul următor. Trei cărți pentru trecut, prezent și viitor, dragii mei, și la capătul pachetului avem Îndrăgostiții. Îndrăgostiții este similară cartea cu prima carte din oracol, adică conexiunea aceasta specială dintre voi și o anumită persoană. Dragoste, dragoste. Bun, hai să vedem. Comunicare blocată. Mm. Și șasele de pentacule și carul. Vedeți voi, în toate cărțile astea, Uh, există ideea aceea de 2, 2, 2, 2, da? Carul are doi cai, uh, șasele de pentacule se împarte în două direcții, <coughs> doiul de spade vorbește despre o tăcere, despre o alegere care trebuie făcută la un moment dat, poate și un compromis și optul de spade. Eu probabil cred aici că voi aveți de discutat. Dacă încă mai sunteți în conexiune cu acea persoană sau cel puțin, nu știu, mai există ceva acolo, <coughs> cred că trebuie să discutați despre asta. Și avem aici cavalerul de pentacule, se pare că persoana asta s-a mișcat foarte încet sau încă era prinsă de ceva din trecut. Avem regina de Bâte și avem soarele, uite ce frumos, da? Deci în trecut. În trecut se pare că voi a strălucit. Voi strălucit. Uh totul a fost frumos, aveți soarele, dita mai fericire acolo, cavalerul ăsta de, de pentacule s-a mișcat un picuț mai încet, nu prea a avut ce să vă ofere, este o diferență totuși între regina de băte și cavalerul de pentacule, aici avem un fel de persoană care își dorește să, un fel de mormoloc am vrut să zic, <laughs> un fel de persoană care <laughs> își dorește ca lucrurile să le facă așa frumos, corect, dar se mișcă extrem de încet. Adică o tărăgăne, o ține, ține lucrurile destul de încuiate, sub cheie, nu prea spune mare lucru, nu prea te include în planurile sale, cam așa ceva. Hai să vedem prezentul. Ia. leu, nouăle de spade, foarte multe griji, regele de pentacule, și aici ce avem judecata? Ok, se pare că în prezent, în prezent, energia dintre voi doi este aceea de foarte multe griji. Probabil că aici este o îngrijorare în legătură cu această persoană, dar de ce vă îngrijorați în halosta? O să le și lămurim un pic. Regele ăsta de pentacole mi-arată faptul că persoana asta în prezent este deja ori are o familie, da, pentru că regele de pentacule mai poate însemna și soț, tată. Acum nu mă refer la tatăl vostru, mă refer la că este el tată, da, că are copii sau ceva în genul ăsta. Dar regele de pentacule în general înseamnă o persoană asumată, da, o, o energie uh, masculină foarte asumată care are tot felul de responsabilități și pe care te poți baza oricând, este genul acela de om care atunci când promitești, ține promisiunile, nu te lasă baltă la greu și tot așa. Și aici avem judecata, judecata poate veni și cu o împăcare, vine cu un final, vine cu o trezire, vedeți voi, judecata având numărul 20 vine cu o, o realizare, știi? Uh. <coughs> E momentul când tu ai o revelație, când tu stai și analizezi trecutul, când te gândești și la bune și la rele, când judeci și gândești corect. Este un fel de mintea de apoi. Da? Când îți dai seama, când realizezi, când zici, uite măi, că nu trebuia să fac așa sau ce bine am făcut că am făcut așa, ceva în genul ăla. Și hai să vedem și în viitor. Justiția. Treiul de pentacule și șaptele de spade, foarte interesant aici. Aici se petrece o nedreptate în viitor, se pare. Se petrece o nedreptate. Justiția vine totuși cu o energie destul de rece, dar se și clarifică ceva în același timp. Numai că, în, având în vedere faptul că apare lângă șaptele de spade, pe aceeași linie cu șaptele de spade și treiul de pentacule, aș tinde mult să cred că justiția asta poate însemna un final. Dar acum nu știu dacă va fi un final între voi și această ființă sau această ființă de care voi întrebați să aibă parte de un final, pentru că justiția înseamnă un contract, înseamnă un divorț, mai poate fi mai ales lângă șaptele ăsta de spade și treiul de pentacule, da, e o aglomerație de oameni care iau o decizie bazată pe niște sau în urma unor minciuni, în urma unor lucruri nedrepte, uh, hm, 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 ceva în genul ăsta. Deci e o decizie, o decizie a cuiva care este luată. De aceea avem și judecata și justiția. Vedeți două cărți destul de grele pe masă, dar avem și soarele, să nu uităm că avem soarele aici. Adică în trecut toate bune și faine și frumoase, da? Între timp, lucrurile au început să se transforme. Probabil că mulți dintre voi ați realizat că nu, indiferent cât de multă fericire ați simțit lângă această persoană, relația asta nu poate evolua. De ce? Cavalerul de pentacule, da, și regina de băte, regina de băte simte nevoia să evolueze. Este genul acela de energie feminină care își dorește evoluție, care își dorește deschidere, care este foarte deschisă la tot ce vine nou. Pe când regele ăsta de pentacule, nu, nu regele, cavalerul de pentacule se mișcă extrem de încet, e așa mai... vrea să facă lucrurile mai clasic, mai pe genul clasic. Uh, cred că undeva aici am văzut și o regină de pentacule, dacă nu mă șel, da uite-o. Am văzut și regina de pentacule, da? Deci, probabil că această energie, adică omul de care voi întrebați, este mult mai clasic decât sunteți voi. Diferența dintre regele de pentacule și regina de băte este destul de mare. Destul de mare. De ce? Regina de băte e genul acela de energie feminină care este foarte deschisă către tot cei nou. E o femeie frumoasă, e o femeie atrăgătoare, e o femeie care are un magnetism aparte. Uh, regele de pentacule de obicei are nevoie de o regină de pentacule, da? Adică are nevoie de cineva care să fie la fel ca și el. Uh, este două energii total diferite, e ca și cum mai face aici o combinație între foc și pământ. Pământul ce face? Stinge focul, nu? Cam așa ceva. Iar focul nu prea arde pe pământ, adică fără nimic. Îi trebuie ceva, îi trebuie aer, îi trebuie ceva ca să ardă, să se... Dacă pui o flacără da, pe pământ, nu prea are ce să ardă. Cam așa ceva. E o diferență aici, e o chestie care nu se bate la mulți dintre voi. Iar aici văd șaptele ăsta, o să le clarificăm un pic să vedem despre ce e vorba. Pentru că unul dezertează, unul fuge, unul se ascunde de celălalt, unul nu spune tot. Șaptele de spade e cartea hoțului, a mincinosului, a celui care se ascunde, celui care, a lașului aș mai numi eu, pentru că de ce în șaptele de spade persoana asta uh, încearcă să culeagă toate celelalte spade, da, ale celorlalți, pleacă în plin, plină noapte, fără ca nimeni să știe, nu-și asumă absolut nimic, Uh, fură, le fură, îi lasă dezarmați și pleacă pur și simplu, adică așa pe nepusă masă, nu te anunță, nu te avertizează, vezi, măi, că eu plec, că nu mai îmi place, că nu mai stau. Nu, face lucrurile pe furiș. Bun, hai să văd ce e aici. Da, patru de pentacule. Vedeți voi, cavalerul ăsta de pentacule, cu patru de pentacule, mi-arată faptul că, mai ales că se uită cumva în trecut, deci Astea, scărțile din trecutul vostru, dar persoana voastră încă mai are ceva karmic din trecutul lui sau al ei. Mai este ceva karmic acolo, totuși aruncă ochii în trecut, da? Ține de ceva din trecut la care nu renunță. Probabil că e familia, iau -te. Uite, familia. Da? Foarte legat, foarte atașat de familie. Ok. Regina de Bâte. Recina de băte, și aici avem treiul de bastoane, energia feminină care își face planuri, care visează să ajungă o stea, poate, sau să ajungă să atingă steaua, da, să atingă, are ceva dorințe, are. Vedeți, voi diferența. Recina de băte visează să evolueze, visează să crească, visează să, să ajungă undeva mult mai sus pe când. Ce face cavalerul de pentacule? Se uită în trecut, se uită la ceea ce a învățat din familie, se uită probabil că e foarte atașat de cineva din familie, pentru că aici avem zecele de pentacule, da? Și patru de pentacule. Acolo e un atașament karmic. E ceva la care tu nu prea poți să renunți, deși nu-ți face bine, deși nu-ți este de folos. Ori, pur și simplu, este o persoană la care nu a renunțat. Sau este o regulă sau o încăpățânare pe care o are din familie sau pur și simplu, de exemplu, regina de băte vrea să mergeți, nu știu, să faceți ceva, să crește, să evoluați, iar persoana voastră nu rămâne acolo agățată de ce are, de cum este, nu vrea să evolueze, nu vrea să se miște, nu vrea să plece din loc, nu vrea să miște din locul natal, de obicei. Mm -hmm șasele de spade, da, uite, soarele și un drum, da, șasele de spade arată creșterea, arată plecarea, arată drumul, arată că tu mergi către ceva mai fain, către ceva ce te împlinește, da, probabil că la un moment dat au fost promisiuni de genul, uite, o să facem, o să dregem, mergem împreună, ați, a, ați visat împreună la un anumit lucru, dar... Nu s-a întâmplat și în prezent. Hai să vedem nouăle de spade. De ce avem nouăle de spade aici? Ca și îngrijorare. Optul de bastoane. Optul de bastoane pe care îl văd și aici. Optul de bâte. Uh, dar aici avem și un doi de spade, da? Probabil că este blocaj în comunicare, probabil că de aceea există ideea asta de stres. Stres pentru că noi nu discutăm. Foarte multe relații sunt salvate în urma unei discuții, în urma unei clarificări, poate multe neînțelegeri. Da, uneori vedeți voi lucrurile sunt înțelese greșit de celălalt și atunci deci acolo ceva trebuie discutat și din câte văd, nu se discută sau uh, ați primit ceva informații care v-au stresat foarte tare pentru alții. E posibil și asta. Că nouă de spate e stres. Optul de bâte înseamnă comunicare, da, veste, comunicare, mișcare. Și probabil că de acolo apare stresul, din cauza lipsei de comunicare sau o comunicare defectuoasă. Regele de pentacule. Ia să vedem noi cei cu regele ăsta de pentacule, care mi apare exact în mijlocul citirii. Doiul de pentacule. Păi omul ăsta jonglează între ce și ce. Ia să văd. Între ce și ce? Între regele de cupe, între a fi un bărbat iubitor, între a fi un bărbat empatic și a fi un rege de pentacule, adică un bărbat asumat care se ține foarte tare de tradiție. Tradiționalist, da? Da, jonglează între două chestii, între două fețe, ca și cum e o persoană cu două fețe, când este empatic, plin de emoție și... Na, Uh, matur din punct de vedere emoțional când uh, o ia pe calea asta tradiției, da? Responsabilități, tradiție. Probabil că pentru unii dintre voi uh, această persoană este și în rolul de tată, da? Pentru că aici mi-apar doi copii să ținem cont și de detaliul ăsta. Uh, și atunci se împarte cumva. Se împarte. Când e așa, când e așa. Hai să vă judecata totuși. Soarele. Uite ce frumos. Probabil că a avut un moment sau în prezent trăiește un moment în care își dă seama că sau realizează faptul că i-a fost bine, cel puțin în trecut i-a fost bine pentru că apare soarele din trecut. Că ceva a fost bine, ceva, că ideea voastră a fost bună, că ideea voastră ar fi dus această persoană către, către fericire, către împlinire. Ia să mai vedem. Da. Regina de pastoane și treiul de spade, da, își dă seama că a greșit. Cam asta văd aici, că își dă seama că a greșit, că a dat cu piciorul unei mari fericiri, pentru că de ce soarele asta reprezintă cea mai mare fericire din tarot, da? Ești cel mai fericit atunci când ai soarele. Că lucrurile ar fi mers foarte bine dacă s-ar fi luat după această regină de băte care mi apare și aici, dacă ar fi urmat calea și dacă nu i-ar fi produs aceste răni, pentru că aici văd și niște răni. Pentru că văd înțelepciune, da, deșteptăciune, deci este nu numai faptul că este o regină de bâte și este foarte atrăgătoare, dar văd și o persoană foarte înțeleaptă și mai văd și o persoană care are o, o sclipire. E sclipitoare, așa, în, în inteligență. Ok, și ce a făcut această persoană? I-a produs răni, de fapt. Adică lucrurile nu prea au mers așa cum ar fi trebuit din cauza unei încăpățânări pe care energia masculină văd că o are sau persoana voastră, acum nu depinde cine ascultă, să nu mai zic energia masculină și feminină, ci persoana cealaltă. Bun. Hai să vă justiția în viitor ce reprezintă sau ce vrea să ne spună. Șaptele de spade, iau l șaptele de spade de aici. Mm? Ce ziceți voi? Justiția asta s-ar putea să fie un contract care nu este respectat. Justiția asta s-ar putea să fie o nedreptate, s-ar putea să fie un divorț. Da? Cineva dezertează din. În cazul în care persoana de care voi întrebați aici este căsătorită, căsătorit, căsătorită, depinde cine ascultă, se pare că a fost o infidelitate a avut loc o infidelitate, iar asta duce la divorț, da? la ruptura, ceva se rupe aici, da? se rupe. Pentru că justiția șaptele de spade ca și cum cineva dezertează. Hai să vedem, treiul de pentacule iar mi arată un triunghi sau a treia energie și ceva în genul ăsta. Ia să vedem, cavalerul de bastoane, da, 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 energia masculină a călcat strâmb în această situație. Acum, dacă sunteți un domn, energia feminină a călcat strâmb și tot așa. A apărut cea de-a treia energie, a apărut cavalerul de bastoane, da, cavalerul de bastoane este cel aventuros, cel care mai se duce și pe, la alte case, nu numai la casa lui. <laughs> și tot așa ok, da, și optul de, de, bastoane, de bastoane, optul de pentacole întors invers. Ce înseamnă asta? Că nu vrea să mai lucreze sau nu vrea să se mai implice, a abandonat lupta, da? Se furișează afară din responsabilități. Pentru că tu aici, tu ești un soldat, da? Și faci parte dintr-o armată. Iar tu dezertezi, tu -ți iei armele, mai îi lași pe ceilalți, așa, fără nimic, cu ce să se apere, tu -ți iei, fur de acolo ce fur și fugi. Și aici, clar, e vorba de o neimplicare, că persoana asta nu mai își dorește să se implice în acea legătură. Ok, Mai vreau o carte aici și apoi întrebăm ce... O, oh, nu, 10 cărți. O carte. Regina de Cupe, da. Regina de Cupe. Hm. În ce direcție se îndreaptă către o Regina de Cupe? Se îndreaptă către o femeie iubitoare și vedeți voi regele și Regina de Cupe, da? Deci cândva a lipsit sau, nu știu... Poate că persoana asta este într-o relație cu cineva cu care nu este compatibil, da? pentru că Regina de băte și Regele de Pentacule, nu există compatibilitate așa de bună între ei doi, fiecare având diferite idei, diferite principii de viață și tot așa. Dar aici, pentru cine fuge această persoană? Deci, de ce părăsește această relație? da? De ce părăsește relaț relația în care se află? Pentru că și-a întâlnit sufletul pereche, probabil că pe voi. Pentru că sunteți din aceea, aceeași suită, da? Regele de cupe, regina de cupe. Două persoane care iubesc, care se înțeleg foarte bine, care au principii de viață asemănătoare, îs empatice amândoi, își împărtășesc sentimentele și tot așa. Deci o compatibilitate foarte bună între voi și această persoană. Ce am văzut până acum, deci așa întreg tabloul, este faptul că... Persoana de care vă întrebați probabil că este căsătorită, din câte văd, sau dacă nu este căsătorită, locuiește cu cineva sau are grijă de cineva, e, are pe cineva în întreținere pentru că are responsabilități, ok? Pe care și le asumă în prezent, dar în viitor văd că renunță, văd că renunță, văd că se îndreaptă către. către voi. Eu zic că ai sunteți voi, ok? Dacă voi sunteți... Na, pentru că aici vorbim despre persoana aceea specială. Nu vorbim nici despre cei căsătoriți, nici despre cei necăsătoriți, nici despre relații din alea karmice care stați împreună numai de dragul copiilor și tot așa. Nici despre relații neîmpărtășite, nici despre mai știu eu ce. Aici vorbim pur și simplu atunci când tu ai simțit o conexiune foarte strânsă cu cineva. Nu știu dacă sunt foarte mulți care au simțit lucrul ăsta. Când când simți că îți fuge pământul de sub picioare atunci când vezi acea persoană, când te apucă tremuratul, când te apucă, îți vine rău, îți vine rău pur și simplu. Știți conexiunea aia? Nu știu dacă mulți a trăit-o, dar e superbă. Uh, pe care ți este greu să o controlezi, ți este greu să-ți controlezi emoțiile, să-ți controlezi sentimentele în preajma acelei persoane și totuși simți că fără acea persoană parcă nu existi parcă ți este în minte și în suflet în fiecare secundă despre relațiile alea vorbim, numai că aici văd că acea persoană e posibil să fie căsătorită, iar asta nu este capă de lume. Da. Numai că problema este, fiind căsătorită, este și într-o relație karmică din câte văd, da? Iar voi îi sunteți perechea. Da. Se întâmplă și astfel de lucruri. Se întâmplă pur și simplu și nu le poți opri. Haideți să, să vedem totuși după ce se întâmplă, după ce văd că și ia bagajul și pleacă. Eu așa văd că și ia bagajul și pleacă la un moment dat. Da? Ce se întâmplă după? Sunt toarse. Un pic, da? Cavalerul de, de cupe întors invers. Cavalerul de cupe, normal, în poziția lui frumoasă, este un vestitor, este un, un om care vine cu oferte, care... Dar, întors invers, se pare că se abține. Dar de ce? Ok. Marea preoteasă, pajul de spade și pajul de băte. Deci, ce se întâmplă după? Păi, după se întâmplă în felul următor. Persoana asta se pare că, da, și iarăși văd asul de Uh, pentacule. Se pare că se abține, se abține în a veni cu o ofertă, ține totul în secret, da, am două cărți aici care mi-arată care -mi faptul că este destul de suspicioasă persoana asta sau cumva, nu știu, ceva vrea să țină în secret, vrea să fac așa, o vreau să stau ascuns de ochii lumii nu mă pot arunca direct doar ce am ieșit dintr-o relație și să mă arunc în alta, chiar dacă între noi doi este o conexiune foarte faină. Deci văd așa o pauză aici. Nu foarte mare, ci o pauză pentru... E ceva de genul pauza aceea când tu îți așezi, tatonezi terenul, da? Pentru că apoi, da, probabil că e vorba de familie aici, probabil că e vorba da, de anumite lucruri. Pentru că aici văd iarăși asul de pentacule care seamănă și ăsta cu un soare, da? E un soare mai micuț, Vrea să-i mulțumească pe ceilalți. Vedeți voi, persoana asta e foarte atașată de familie, să știți. Foarte atașată de familie. Da, vrea să găsească o soluție, din câte văd aici, pentru a nu părea chiar atât de vinovat în ochii familiei. Da. Sau în alte cazuri are nevoie de o sumă de bani sau trebuie să strângă ceva pentru a începe ceva nou cu voi și aici apare familia aia fericită, împlinită. Ok. Măi, nu știu ce să zic, e destul de ciudată etalarea asta, adică e așa, cumva, nu știu ce să zic. Tu și persoana specială, nu vreau să vă fac iluzii, nu vreau să vă creez iluzii, totuși, îmi pare că se ajunge până la urmă în viitor, dar lucrurile se pot schimba, adică nu va baza 100% pe, pe talarea asta, pentru că lucrurile se pot schimba. Uh. Hmm. Cumva aș simți aici că se îndreaptă lucrurile pentru voi, dar nu așa ușor. Hai să văd un sfat pentru voi. Temperanța. justiția, treiul de cupe, da, să nu vă faceți visuri, iau asul de pentacule și zecele de bâte, exact ce am simțit mai devreme, că nu va fi ușor, iar la capătul pachetului avem îndrăgostiții, ca și aici. Într-adevăr, este ceva super special între voi, foarte special, dar sunt și blocaje, nu ține, țineți conștient lucrul ăsta că sunt și blocaje, sunt trădări. sunt, adică, cum să spun eu, na, dacă sunteți cea de-a treia energie, pentru că mi-apare clar, am treiul de cupe aici, am treiul de pentacule pe masă, deci e clar că aici e vorba de un triunghi, e vorba că persoana asta e căsătorită, probabil că este într-o relație nu prea frumoasă, destul de karmică, nu prea se înțeleg ei doi, dar asta nu înseamnă că că lucrurile se vor schimba așa peste noapte, da? E un pic de luptă. Și ce mai văd aici este faptul că da, într-adevăr, persoana voastră văd că fuge de acolo la un moment dat sau cel puțin își asumă, își asumă pentru că avem justiția, da? Avem justiția de două ori și asumă, adică nu-i ca și cum a plecat și e de unde nu e, știi? Cumva își asumă, renunță la cealaltă persoană, dar în schimb există ideea aceea de nu va fi chiar ușor. Vedeți voi? Nu vă gândiți că Na, dacă renunță la cealaltă persoană și veți avea parte, într-adevăr, de acest nou început care o să dureze, da, pentru că asul de pentacule mi-arată faptul că relația asta o să dureze, relația cu voi, totuși nu va fi lipsită de greutăți. Nu va fi lipsită de greutăți, da, de apăsări, de greutăți, pentru că sunt bagaje care vin din spate. Pentru mulți dintre voi nu se mai pune problema că sunteți amândoi la 18 ani și v-ați întâlnit acum. Pentru mulți dintre voi se pune problema că <laughs> sunt bagaje care vin din trecut, da? Hai să vă totuși cei cu ce greutăți apar aici sau despre ce e vorba. Că apar apăsări și greutăți și şi... na, Cinciul de spade, ok, sunt anumite compromisuri, sunt anumite lucruri la care se trebuie să se renunțe. Șasele de spade pentru a merge mai departe sau cam cineva trebuie să-și ia rușinea. Cartea asta, eu văd o carte a rușinii, să știți, cel puțin în cărțile astea. E ca și cum cineva trece printr-o rușine destul de mare, iar apoi se eliberează de toți demonii ăștia din jur, da? Adică gura lumii, cumva, cei care încercă să-l tragă în spate, cei care îl țin acolo în relația aia karmică. <coughs> Scuzele mele. Uh, da, adică sunt niște chestii, nu știu. Am doiul de băte, probabil că doiul ăsta de băte mai poate însemna și faptul că va trebui să facă o alegere, să rămână în mediul ăla sau în jurul acelui mediu sau să meargă mai departe, să meargă undeva la într-o călătorie, să facă un drum și asta mai poate însemna, da? Că doiul de băte cam asta reprezintă. Mi iau băta, mi iau una dintre cele două băte, trebuie să aleg una și mă iau și plec în lume. Da? Și probabil că la un moment dat o să vă luați de mână așa și plecați în lume. Cam, ăsta e mesajul. Dar nu e valabil pentru toată lumea. Și aici marele preot. Adică și regele de pentacule. Da, vedeți voi și nebunul. Deci aveți, aveți grijă. De ce spun să aveți grijă? Omul ăsta, în mod normal, nu este un rege de cupe. El este un rege de pentacule. Poate fi cineva dintr-o zodie de pământ, dar nu neapărat. Este un rege de pentacule. Deci omul ăsta are niște principii de viață, are niște lucruri pe care le am învățat din familie, vedeți, că din start îmi arată faptul că persoana voastră uh, este foarte încăpățânată, ori e o zodie cornută, ori pur și simplu este o persoană care ține foarte mult de tradiții, ține de bani, ține de, vedeți, că aici în regele de pentacule cam asta e, e vorba despre bani, despre pământ, despre lucrurile astea foarte pământene. Ok. De dragul vostru și de dragul iubirii voastre, trece la un moment dat prin această mică, cum să zic eu, ca și o mască, da? Încep să iubesc atunci când te îndrăgostești, am o perioadă în care sunt foarte iubăreț, am o perioadă în care îți arăt că te iubesc, că nu știu ce, dar e o perioadă scurtă, pentru că de ce? În ce se transformă mai târziu, atunci când este cu voi, iarăși, hirofantul și regele de pentacule, da? Și iarăși va fi o oarecare diferență între voi și această persoană. De ce? Pentru că voi mi-apăreți aici oricare gine de băte, oricare gine de cupe, nici de cum regina de pentacule, ok? Și iarăși s-ar putea să fie o problemă. Adică să se repete cumva și cu voi situația care, s -a, repet, care a fost atunci când omul ăsta a fost într-o re în altă relație. <coughs> adică, el nu renunță la felul lui de a fi. Și aici avem gemeni, da? Hai să vă zic un pic și zodiile, totuși, că unii dintre voi le vreți. <coughs> Bun. Uh, avem gemeni, avem balanță, avem uh, săgetător, avem pești. Ce zodiuțe mai văd eu pe aici? deși nu au nicio treabă. Da, uite, așa mi-a venit mie. Așa, dintr-o dată, nu știu de ce. Cam atât. Nu mai văd alte zori. Dacă voi mai vedeți, spuneți mi le că... Ah, și tauri, bineînțeles. Ia uite, și taur. Deci aia e ideea. Cam aia e ideea aici. Deci o adevărată poveste. O, oh, le-am vorbit 45 de minute. A, ah, nici nu m-am grăbit. Deci cam, cam asta e ideea. Omul vostru se pare că este într-o relație va renunța la un moment dat și va exista un divorț acolo, cel puțin cam asta se vede spre viitor, va exista un divorț, va veni alături de voi, vă veți căsători cu persoana asta, probabil, da, veți lua lumea de la zero cu doiul de băte și nebunul, deci e ca și cum vă luați de mână și plecați în lume, fără să știți încotro mergeți, fără să aveți o bază, fără să aveți nimic, iar atunci când dați un pic de greu, omul vostru devine din nou regele de pentacule, adică persoana aceea, bine, regele de pentacule nu e rău, Doamne ferește, să nu mă înțelegeți greșit, este soțul acela bun și iubitor și care aduce bani în casă, care e strângător, care nu știu ce, numai că nu se potrivește cu energia voastră, eu asta vreau să spun, nu se potrivește cu energia voastră, voi sunteți apă sau foc, cumva, da, deci ca să te potrivești cu regele ăsta de pentacule, trebuie și tu să fii o regină de pentacule, să fii o, un maci așa perfect. Dar văd aici regina de băte, mi-apare de două ori și regina de cupe, adică iubire, femei em empatice, foarte empatice, femei de scurcărețe, femei care nu au nevoie să, să stea pe, pe spatele unui rege de pentacule și regele de pentacule nu prea se simte bine dacă are în viața lui pe cineva care e de, foarte deschis, care e foarte... Nu știu cum să vă explic, mi-e greu, pentru că unii veți înțelege bine, alții nu veți înțelege bine. Uh, diferența dintre o regină de cupe și un rege de pentacule e destul de mare. De ce? Regele ăsta de pentacule ține foarte mult. Să avem casă, să avem masă, să avem pită pe -ă. ce trebuie ție, știi ceva de genul ăsta, acum mi-a venit în cap expresia, ce trebuie ție mă, iubire sau pită pe masă, știi? E, cam așa e treaba. Omul ăsta vrea să pună pită pe masă, Păcând când regina de, de, cupe vrea iubire. E, aci e diferența. Și aici să vă văd cum o să faceți față. Bun. Eu cam atât am avut pentru voi. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag. Și sper că v-a plăcut. A fost așa, o poveste întreagă. Zici că am vorbit aici despre un serial întreg. <gângă> o poveste întreagă de viață. Și am tras un pic cu ochiul și în viitor. Acum să vedem ce o să fie. Să vedem, să vedem. Vom trăi și vom vedea, nu? Fiecare. Veți trăi și veți vedea. Dacă asta se va întâmpla sau nu pentru unii dintre voi. Uh, interesant. Foarte interesant e o schimbare așa radicală. Mă mir că nu mi-a apărut roata norocului, că văd o schimbare destul de mare aici de, de, drum. O schimbare. Bun. Să scoatem și un sfat, să întrebăm cărțile, un sfat pentru voi. Nici nu știu. Ar trebui. Nu știu, sunt așa un pic indecisă, dar hai. Hai să vedem. Gata, uite, trei cărți. Ce îmi spun astea trei cărți pentru voi? Ce avem? 8 de bastoane. Da? Adică comunicare, comunicare și comunicare. Comunicarea este cheia succesului. Da? Uite, persoana asta, vedeți voi, și-a găsit cheia până la urmă. Regina de spade și cinciul de spade. Bun, sfatul pentru voi ar fi în felul următor. Să comunicați, să stabiliți um, reguli, da? Să nu lăsați pe nimeni să vă încalce propriile... Um, principii de viață și tot așa, să nu vă lăsați călcate în picioare, cu regina asta de, de spade, mi-arată că ar trebui să fiți foarte sincere, isteți atunci când comunicați cu această persoană și să spuneți exact ceea ce voi vreți. Iar cinciul de spade mi-arată faptul că ar trebui să renunțați la orice fel de reproș orice fel de ceartă, orice fel de argument, adică să comunicați deștept, nu să comunicați ceva de genul, da, păi mi-ai făcut, mi-ai dres, mi-ai nu știu ce, nu, aia să nu existe, da? Deci, lăsați genul acela de ce mi-ai făcut, ce mi-ai dres, ok? Și încercați să să aveți idei inteligente atunci când discutați cu această persoană, să găsiți soluții, să vedeți lucrurile dintr-un punct de vedere isteț. Dacă vreți, într-adevăr, această persoană. Dacă nu, lăsați-l în spate și rămâneți așa singurele momentan, pentru că întotdeauna există ceva mai târziu. Asta ar fi fost o, o variantă. Nu știu, e un pic așa. Cam... Nu, e, nu e ceea ce m-am -am gândit eu că o să iasă nici pe departe. Dar na, nu eu sunt cea care decid, ci cărțile sunt cele care decid ce am eu de zis. Bun, eu v-am pupat, numai bine, ceau.